Absolvenții ai Colegiului Național Bogdan Peticei cu HD-ul au venit din toate colțurile țării la aniversarea școlii în care au învățat. Renumele acestui liceu este datorat, în primul rând, profesorilor pe care i-am. Domnul profesor Dumbrava, care era într-un fel spaima celor care nu învățau, în același timp era omul de suflet și omul pentru care veneau unii elevi la HD-ul. Institutul de Fizică Atomică s-a creat de către Curubeștiul subsemnatul, de la A la Z. Nu este o școală de miniștri, dar este o școală care cred că poate face miniștrii să fie competenți. Și tot din liceu s-a format și spiritul rebel al celui care a înființat în urmă cu 30 de ani grupul umoristic Vouă. Eu am făcut o specială de matematică, avându-l ca diriginte pe domnul profesor Cremarencu, o pleiadă de profesori absolut remarcabili. Trecut la capitolul mituri, cu sau fără voia lui, jurnalistul TVR Adelin Petrișor își amintește cu emoție de anii de liceu. Și astăzi mă mândresc când văd că, de exemplu, media de admitere de aici a fost a treia medie de la admitere pe țară. În 1867, în Târgul Buzăului, care avea la acea vreme nici 20.000 de locuitori, se inaugura gimnaziul, transformat ulterior în colegiu. Aici au făcut școală George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, poetul Vasile Voiculescu, Nicolae Vaschide, cel care a pus bazele psihologiei moderne, sau Pamfil Șeicaru, jurnalistul care a înființat trustul de presă Curentul.